v-am găsit la un nou vlog. Și astăzi vom face un challenge pentru că v-am zăpăcit cu celelalte videoclipuri, cărți și alte chestii. Și l-am iarăși alături de mine pe Costi, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult celălalt challenge. Pentru că mi-ați spus că este amuzant și tot felul de lucruri. Este a doua oară când filmăm același challenge, pentru că am încercat să punem microfonul de la niște căști și nu s-a auzit absolut nimic pe videoclip. Și vedeți că este deja aud, dar oricum era aud și în cel la videoclip, pentru că s-a băgat de o grămadă de ori. Costinel a făcut atestat apa. Deci refilmăm același videoclip pentru că nu avem decât. Și o să vă explic în ce constă acest challenge, pentru că probabil mai sunteți care nu știți. Este un videoclip popular, s-a cam dus, dar a fost la un moment dat un videoclip foarte popular pe TikTok și alte rețele de socializare, care se numește, cred eu, așa am găsit pe YouTube, cel care este ales este băgat cu capul în apă. Și avem aici o serie de întrebări pe care le-am cerut de la prieteni, pentru că nu suntem destui pe Instagram, și ca să ne adunăm și noi mai mulți, vă rog să dați follow Arun Gabriel Barojos Cioc. Fără să mai lungim introducerea, haideți să începem. Urmează întrebarea! Prima întrebare este: cine e cel mai dezordonat? A doua: cine are note mai bune? Cine e cel mai mare? Cine îi supără mai des pe părinți? Cine e cel mai cu minte? Cine stă mai mult pe calculator? Și tu, Baghi! Bine, așa, 3, 2, 1 și... Hai, Baghi, că nu pot da. Nu mai bag. Cine citește mai mult? Pe Cosine nu citește, deci e clar. Beat! Cine este mai amuzant? Cosine, pentru că... Cine are mai multe animale de companie? Păi avem animale de companie comune, așa că nu ne băgăm niciunul. Cine este mai copilăros? Păi, având în vedere că el este mai mic, bine, și eu sunt copilăros, dar... Mai bagă-te odată că nu te-ai băgat bine. Cine este mai supărăcios? Costi. Costi, hai bagă-te. Cine este mai timid? Eu sunt mai rușinos, așa că... Dacă este cazul așeza mai într-o parte și noi suntem mai strâng, ei bine, este pentru că sunteți așezați pe un suport de condimente. Sarea și piperul de pe 7 continente. Penultima întrebare: cine face cele mai multe prostii? Mă bag eu. Hai, bagă-te. Ești în 5 secunde, da? Da. Gata, gata, gata. Ho! Oh! Oh, oh, oh. Cine este preferatul mamei? La întrebarea asta cred că nu putem răspunde niciunul dintre noi, pentru că știm cu toții că părinții evită să răspundă la această întrebare, așa că ne vom băga amândoi. Atât și cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Mai avem o întrebare legată: cine este cel mai prost? Hai, 3, 2, 1. Cu atât și cu acest clip, sper că v-a plăcut. Costinel este cocoțat pe bancă. Sper că ați râs alături de noi. Puteți să-mi scrieți un comentariu dacă mai vreți un challenge. Este foaia cu întrebări. Nu, ce e adicul? Ăla ești tu. Nu, aia. Ligian. Și noi ne vedem data viitoare. La
Ce faci? Să-mi dai pe telefon.